În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucerinte Părinte, iubiți frați și iubite surori, slăvit să fie Domnul. Nu știu câți dintre noi, eu doar azi am făcut lucrul acesta, mi-am socotit câte zile au trecut din anul care a început. 53, 54. Și mi-aduc aminte acum de un cuvânt de pe la începutul anului care spunea că fiecare dintre noi, fără să ne gândim că s-ar putea să nu ajungem la sfârșitul anului, totuși ne gândim la ținta noastră, la ceea ce vrem să avem la sfârșitul anului, la unde vrem să ajungem la sfârșitul anului. Însă, ținta aceasta noastră, dorințele noastre, felul în care vrem să ajungem acolo, cât ne-am sfătuit cu Domnul pentru ele și cât le-am pus înaintea Domnului Dumnezeului nostru ca să vină peste ele binecuvântarea Tatălui din ceruri. Am ajuns în ziua aceasta să auzim cuvintele Evangheliei înfricoșătoare judecăți. La felul în care sună, nu prea ne face să ne simțim în largul nostru. Mai că nu știu cât de mult ne vine să citim ceea ce e scris aici. Poate că dacă ar fi sunat un pic altfel, a dulcei judecăți, a bunului judecător, dar de fapt cuvintele acestea înspre acolo ar vrea să meargă. Cuvintele acestea ar vrea să ne trezească pe noi. Pe vremea Domnului Iisus, cei mai mulți dintre evrei, cel puțin învățătorii și fariseii, așteptau venirea Domnului Iisus, a împăratului lor, într-un anume fel. Ei așteptau să le vină un împărat călare pe un cal, pregătit de luptă, cu multe oști, toată lumea să rămână uimită, toată lumea să fie surprinsă, chiar dacă deja Fiul lui Dumnezeu trăia în mijlocul lor, chiar dacă Fiul lui Dumnezeu făcea minuni și încerca să-i trăzească pe toți la o viață veșnică, ei tot un împărat călare pe un cal și pregătit de luptă așteptau. Și acum aș vrea să pun pentru mine o întrebare și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cum așteptați să vină împărăția cerurilor? Cuvântul Evangheliei din ziua de azi ne spune foarte clar. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Amin. Ce înțelegem noi din cuvântul acesta? Pe fiecare dintre noi, dragii mei, ne așteaptă o răsplată pentru tot ceea ce am făcut în viața aceasta și pe pământul acesta. Ne așteaptă o răsplată pentru cum am vorbit. Ne așteaptă o răsplată pentru cum am ascultat. Ne așteaptă o răsplată pentru cum am împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Ne așteaptă o răsplată pentru dragostea noastră. Ne așteaptă o răsplată pentru indiferența noastră sau pentru implicarea noastră. Și totuși, iarăși vreau să vă întreb, cum așteptăm noi să vină împărăția cerurilor? Oare o facem la fel ca și farisei și ca și evrei din vremurile când Domnul Iisus
era pe pământ? Așteptăm să vină cineva cu putere multă, și așa este Domnul Dumnezeul nostru, care să ne ia frumos și încet și cu multă dragoste să ne ducă în ceruri, dacă am trăit după cuvintele acestea, așa va fi. Dar în timp ce îi vedeam aici pe copilași în față, mi s-a lipit de inimă o întrebare. Și tare mult aș vrea să întreb pe ei cum văd venirea împărăției lui Dumnezeu. Ziua judecății, oare ei cum o văd? Dragii mei, cred că și pe mine și pe mulți dintre noi ne-ar surprinde răspunsul lor sincer. I-ați văzut cum văd ei lucrurile cu privire la pământul acesta? Oare cum ar vedea ei lucrurile cu privire la cer? Pentru că ei cred mult de tot. Fără de margini este credința lor. Și la fel de mare le este și sinceritatea lor. Și dacă ne-am face un pic de vreme, măcar pe cei pe care noi avem și creștem în casă, să întrebăm în seara aceasta, cum vezi tu ziua judecății și a venirii împărăției lui Dumnezeu, cu pe toți ne-ar surprinde, poate chiar ne-ar face de rușine câțiva dintre ei. Văzându-le nădejdea lor, văzându-le credința lor, văzându-le felul lor copilăresc de a vedea și a gândi lucrurile pe care noi uneori prea ușor ne facem că nu le înțelegem. Am auzit azi dimineață că la Domnul Iisus este foarte clar un lucru. În clipa aceea va despărți oile de capre. Într-un fel, Dumnezeu nu va mai îngădui ca lucrurile să rămână amestecate. Ori în felul acesta, ori între cei de-a stânga, ori între cei de-a dreapta, cei ce vor ajunge într-o parte sau în alta, nu se vor mai întâlni. Nu se vor mai vedea. Și dacă aici ne place să trăim împreună, așa cum ne-a rânduit Dumnezeu, în casele noastre și în familiile noastre, dragii mei, care am vrea să ne fie răspunsul când vom sta înaintea Domnului nostru Iisus Hristos și El ne va fi judecător? Doamne, dacă m-ai pus la dreapta Ta, lasă-mi și soția aici. Doamne, dacă m-ai lăsat pe mine și pe soția mea aici, lasă-mi și copilașii aici. Ca să ajungem în momentul acela fără să trebuiască să ne târguim cu Cel ce va fi judecător, dragii mei, acum trebuie să împlinim ceea ce știm că avem de făcut. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Copii, ascultați de părinții voștri. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri. Am citit pe scurt aceste cuvinte. Și aceste cuvinte sunt mult mai ușor de împlinit
decât ceea ce așteaptă de fapt Domnul nostru Iisus Hristos de la noi să facem. Este foarte ușor să închidem ușa după noi acasă și să ne trudim și să încercăm și să ne chinuim să împlinim aceste cuvinte mai mult sau mai puțin. Poate că reușim, poate că nu reușim, poate că nu ne iese întotdeauna, dar astăzi Domnul nostru Iisus Hristos ne spune nu în adunare, nu în casa sau în familia noastră. Cel ce este gata să-și jertfească averea sa și pe sine însuși va primi o răsplată binecuvântată. Foarte complicat sunt aceste cuvinte. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, mai mult de atât, nu le poate simplifica. Să săturăm pe cel flămând, să dăm să bea celui însetat, să cercetăm pe cel aflat în suferință și vom avea o răsplată. Este imposibil să facem lucrul acesta? La vremea în care noi ne consumăm, trăind fiecare zi, este foarte greu. De aici, mergând spre casă sau venind de acasă spre locul acesta, cei mai mulți, este sau nu binecuvântare, încă nu știu prea bine, venim cu mașinile noastre și nu mai întâlnim atâta lume pe stradă. Nu ne mai frecăm de atâția oameni pe trotuar să vedem pe cei suferinți, pe cei care au nevoie să ne oprim un pic în dreptul lor. Și dacă chiar așa și noi acceptăm lucrul acesta, vreau astăzi să ne cercetăm inimile noastre și să vedem răspunsul care noi îl dăm. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos, la ieșire din locul acesta, chiar aici la ușă, sau înainte de a ne urca în mașini să mergem spre casă, ne-ar scoate în drum pe cel care are nevoie de ajutorul nostru, cât de pregătiți suntem noi să ne oprim în dreptul Lui. Să-i dăm un pahar de apă sau să facem cumva să-i potolim un pic foamea. Răspunsul este în inima mea și în inimile frăților dumneavoastră. Și cel care a trimis și azi Duhul Sfânt peste fiecare dintre noi cunoaște răspunsul din inima mea și din inimile frăților dumneavoastră. Și chiar îndrăznesc să spun cât de mult suntem noi pregătiți să ajutăm pe cei care vor avea nevoie de noi, atât de mult dorim noi împărăția cerurilor. Și am mai auzit un cuvânt. Prezența noastră în locuri ca și acestea nu ne garantează faptul că noi vom ajunge la dreapta când Domnul nostru Iisus Hristos va veni ca și judecător. De ce? Pentru că ne spune Evanghelia. Se cere trăire. Se cere jertfă. Și au fost unii dintre cei care stăteau înaintea judecătorului, a Domnului nostru Iisus Hristos, care s-au întrebat, Doamne, dar noi când am făcut lucrurile acestea? Noi chiar nu știm când le-am făcut. Așa era felul lor, felul vieții lor, trăirea lor. Așa împlineau încât veneau de la sine lucrurile acestea. Nici măcar nu se trudeau să caute pe aceia care aveau nevoie de ajutor. Pentru că ei tot timpul făceau aceasta. Vedeau, știau, simțeau. Aveau timp. Iar alții, noi, păi Doamne, când nu am făcut lucrul acesta? Dragii mei, Domnul nostru Iisus Hristos deocamdată un pic mai întârzie. Ce avem noi de gând să facem până când El va veni ca și judecător? Oare ne-om lăsa în continuare consumați de viața aceasta și de
zilele acestea și de vremea aceasta care tare, tare repede trece peste noi. Sau acum vom spune, ajunge înapoi la Scriptură, înapoi la rugăciune, înapoi la vremurile dragostei din tâi. Să pot să văd pe cel care are nevoie de ajutor. Să pot să văd, să pot să simt clipa când pot să mă jertfesc pentru cel de lângă mine. De ce să mă jertfesc? Pentru ca Domnul Iisus Hristos să poată să-mi spună, vino aici la dreapta mea, că trăind pe pământ ai împlinit voia mea. Doamne, eu de azi, în felul acesta, vreau să trăiesc pentru Tine. Vă îndemn pe frățile dumneavoastră să socotiți ce răspuns aveți nevoie când veți sta înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, El fiind judecător, și așa să vă trăiți viața până când El va veni. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.